De fiecare dată când calcă în primărie, soții Pană sunt ignorați de angajați. La fel s-a întâmplat și de această dată. Vizibil deranjați de prezența lor, funcționarii s-au ridicat de pe scaune și au părăsit birourile fără nicio explicație. Au trecut și la amenințări numai ca să scape de prezența celor doi. Lasă-mi știu dacă am venit aici, cum plecați? Da, experte judiciare au prioritate. N-am înțeles. Poftim? Matale ești expert judiciar? Domnule, hai, vice, poate vrei să pleci cu duba poliției de aici. Cu actele de proprietate în mână, cei doi soți se plâng că nu pot să înceapă procedura de intabulare a terenului pe care îl dețin din cauza funcționarilor din primărie. Aceștia le întorc spatele de fiecare dată când apelează la serviciile lor. În plus, oamenii spun că în actele de la primărie s-au strecurat greșeli pe care funcționarii nu le mai recunosc acum. Sunt modificări fără ștampilă și fără semnătură. Aici intervine și vina OCP-ului că nu trebuia primit acest document așa cum arată. Păi dacă vin și vă cer și nu-mi dați, v-am cerut o adiverință, precum există cele trei clădiri pe terenul meu. De același tratament au parte și alți localnici din Șimian care sunt ignorați de angajații din primărie. Am venit acum 2 ani să cer niște lămuriri, niște indicații, am făcut o cerere, nu mă soluționează. Acum zice, n-are de unde să-mi dea rezultatul care îl cer eu, că n-are registre vechi, are registre numai din 89 încoace. Din câte se pare, scandalul dintre localnicii din Șimian și funcționarii din primărie nu va lua sfârșit prea curând. Oamenii sunt hotărâți să nu renunțe până când funcționarii vor avea un comportament adecvat. Ei speră ca primarul să ia atitudine și să ceară angajaților mai mult respect în relația cu cetățenii.